Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună aici în studioul Capital TV. Invitatul nostru de astăzi este domnul Adrian Botca, președinte Plus Hațeg. Bună ziua, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, vă salut și eu și pe urmăritorii noștri. Prima emisiune TV, ați mai fost la emisiune TV? În acest domeniu, nu legat de altele, mai am fost la două, da, trei. Legat de ce? Nu am, am prezentat câteva produse, am prezentat câteva activități pe care le-am făcut. A, am înțeles, chestiile astea turistice, alea. Gastronomice. Păi n-ați fost la noi, ați fost la alții, vedeți, nu ne-ați chemat când era vorba de gastronomice. Era de mult, încă nu cred că era Capital TV pe vremea aia, cred că Capital sunt vreo 6 ani. Capital TV e din 2011. Deci era. Scăparea mea. Haideți să trecem la plusurile și minusurile noastre, pentru că asta este tema emisiunii. Plusuri și minusuri la Hațeg. Da. Noastră, sunteți unul dintre candidații plus? Plus, corect. Pe listele de consilieri locali. Da. Ați mai candidat până acum undeva? Nu. Nici măcar la șeful clasei? Păi pe vremea aia erau aleși. A, era, păi tocmai. Numiți. A, erau numiți șefii clasei. La mine nu era așa. Eu mă aminte că era un pic mai comunistă, democratică treaba. Cea mai mare realizare a fost șef de grupă și cred că și șeful, nu știu, comandant de detașament. Detașament era, dar aia a fost o perioadă scurtă. Deci ați fost comunist? Nu. Ați făcut parte din organele de conducere comunistă? Nu am apucat să fiu nici măcar utecist. Deci chestia cu pionierul nu se pune. Nu știu, nu cred. Nu se pune. Șoimii patriei au venit după aceea. Așa, eu am fost și comandant de unitate, așa că ar trebui să bage ăștia de vină pe chestia asta. Bun. Trecând peste glumă și mergând la lucrurile serioase, vreau să spuneți cine sunteți noastră? Adică cu ce vă ocupați de fapt? Că mă gândesc că ocupația noastră principală nu este aceea de catindată. Nu. Când a spus catindată, am spus-o intenționat. Știm la ce ne referim, da, corect. Meseria mea, pregătirea, este de inginer mecanic. Mi-am slujit patria 3 ani ca inginer la sus la Braz, la centrala subterană, după care am avut o perioadă... Patria. Ați fost angajat. Da, am făcut datoria de inginer, da, corect. Păi ce slujit patria? Nu slujește nimeni patria, tot nu se duce să se angajează pe salariu. Era tot într-un registru din acesta, mai de glumă. Mai de așa. Da. După aceea am plecat, am lucrat o parte în diverse poziții ca în vânzări și marketing la niște companii multinaționale și din 2007 antreprenor mă ocup de afacerile mele. Bun, eu o să spun Adi. Da. Și ca lucrurile să fie clare, îmi permit să fac lucrul ăsta dintr-un lucru, dintr-un fapt pe care nu vi-l ascund, că nu e niciun secret și adică ar fi chiar nu știu, prostesc din partea mea să mă apuc cu domnul Adrian, domnul Botca, pentru că eu te cunosc, vin cu familia deseori în restaurantul pe care tu l-ai și luăm masa, ne cunoaștem, ne intersectăm cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, stăm de vorbă și ne tutuim. Exact. Te întrerup o secundă, lucru care nu ne împiedică de fiecare dată să ne susținem argumentele, da, și fiecare... Corect. Da. Și fiecare să-și... Adică faptul că eu iau masa la tine în restaurant de multe ori, nu înseamnă că m-ai mituit sau că nu știu ce. Speram să am ceva pile. Da. Nu ține. Mai ales că nu-ți doresc 20 de clienți ca mine, că știi. Corect. Bun. Așadar, Adi, ce cauți tu în chestia asta cu politica? Că ai zis că n-ai mai candidat pe niciunde. Nu, nu am mai candidat niciunde. Nu datorită faptului că nu au mai fost propuneri până acum. Cred că de, poate chiar de 12 ani, am tot avut diferite oferte. Hai să zicem că până acum nu s-au aliniat planetele. Și la ce mă refer? Deci, în primul rând, e vorba de business-ul pe care l-am clădit. Nu a fost momentul până acum să fac acest pas, pentru că nu puteam lăsa. Adică, eu sunt omul, dacă se apucă să se ocupe de ce vrea, vrea să se ocupe bine. Și atunci, dacă aș făcut două lucruri în paralel, nu ieșea bine niciunul. Acum, în sfârșit, am reușit să cresc o echipă acolo care poate să stea pe picioarele ei. Dar ce business-ul e? În afară general, de restaurantul pe care îl știu eu. Administrez vreo două pensiuni. Așa. Și mai am o sală de evenimente
de care ne-a scăpat COVID-ul de bătaie de cap anul ăsta, anul ăsta că nu a fost nicio... pus-o la conservare. Da, e la conservare, stă bine, mulțumesc acolo și... Deci revenind, am reușit să cresc o echipă și asta mă bucură foarte mult pentru că, așa cum spuneam înainte, am avut, hai să zic, șansa de a lucra în trei domenii diferite, deci în întreprinderi de stat și în multinaționale și ca antreprenor. Și acum din fiecare am reușit să văd niște plusuri și niște minusuri. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Acum, așa. Activitatea asta de antreprenoriat și multinațională te învață că este un lucru extraordinar de important să-ți dezvolți o echipă, tocmai ca tu să poți să te concentrezi pe alte proiecte la un moment dat. E bine, acum a sosit momentul să fac chestia asta și cu atât mai mult cu cât am găsit niște oameni care au aceleași obiective, aceleași vederi ca și mine și am reușit să facem o echipă care zic eu că este chiar ok. Bă, dar de ce credeți voi toți? Zic și eu că dacă sunteți antreprenor, dacă ați lucrat în nu știu ce firmă mai măricică, dacă veniți din mediul privat, gata, vă și pricepeți la administrație publică. Ce legătură are una cu alta, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, nu înseamnă neapărat că te pricepi la administrație publică. Așa cum spuneam înainte, experiența anterioară presupune faptul că știi să identifici anumite probleme și să le transformi în oportunități. La fel, poți să înveți destul de repede, să-ți dai seama despre ce e vorba acolo în propoziție și să încerci să optimizezi procesele respective. Dar totul depinde de oameni și aici ne întoarcem iară la a forma o echipă și a avea și cu cine lucra. Bun. Și tot n-am înțeles. Ce cauți în povestea asta? Ce vrei povestea tu? Asta? Ce deci, vor cei care am tot auzit sintagma, vrem să schimbăm Hațegul. Ghiși ce? Noi nu vrem să schimbăm Hațegul. Nouă ne place Hațegul, doar că vrem stai așa. Vrem să-l îmbunătățim, să construim. Aha. Și când zic construim, nici nu vrem să demolăm ceea ce a fost făcut până acum, indiferent de cine, pentru că au fost făcute și chestii bune. Ce? Vrem orașul arată decent. Deci e asfaltat, are utilități în mare parte din zone. Așa. Și acum noi, bineînțeles că astea sunt niște chestii bune. Ce trebuie făcut în continuare? De terminat anumite proiecte. Sunt anumite proiecte care sunt începute, lăsate în diferite stadii, mai mult sau mai puțin avansate. Acolo trebuie făcut o analiză, văzut de ce nu s-au implementat proiectele, de ce nu au fost duse până la capăt. Care? Îți vine vreunul acum? Da. De exemplu, centura orașului, care se tot discută că e, la noi e cănuță om sucit, adică centura care orașului centura? De la Lidl, cea care e construită, de la intersecția cu Lidl-ul până la ieșirea din oraș, acolo este, aparține drumul acela de primărie și bulevardul central aparține de drumurile naționale. Așa, s-a tot discutat să se facă schimbul transferul, tocmai ca să te poți ocupa de amenajarea urbanistică a centrului, pentru că până atunci ești legat de mâini și de picioare. Că, revenind la chestia asta, noi am identificat din discuțiile cu oamenii, pentru că noi acolo ne ducem prima dată să discutăm cu oamenii, ca să vedem care sunt problemele care contează pentru ei și din experiența proprie am identificat trei tipuri mari de probleme. Sunt probleme care se pot rezolva de administrația locală fără să ai neapărat un buget extraordinar de mare, care se pot rezolva cu bunăvoință sau chiar cu voluntariat sau alte metode. Sunt probleme care țin de administrația orașului, dar unde ai nevoie deja și de bugete mai consistente și acolo trebuie să ai foarte mare grijă de unde iei sursele de finanțare. Și sunt un al treilea tip de probleme, uite cum vorbeam de ăsta dinainte, în care depinzi de terți. Retrocedări, avize de la diferite ministere sau organisme. Așa. Și voi, care vreți să le rezolvați primul? Noi vrem să le prioritizăm. Și mai ales, stai să spun o chestie. Deci voi candidați, voi, când spun voi, o să te rog la un moment dat să vorbești și despre ceilalți care candidează. Voi candidați doar pe listele de Consiliul Local. Da. Destul de ingrată poziția, aș spune eu, pentru că ai două, trei apariții maxim în Consiliul Local, ședința de comisie și toate astea. Ce mare brânză puteți face voi? Uite, asta vrem să schimbăm. Deci până acum, perfect adevărat,
În general, Consiliul Local nu era un organism, ca să spun așa, care se implică, care ia decizii. Deci, ba da, cumva, ia decizii prin vot. Teoretic, da, dar vrem să facem Consiliul Local un organism activ. Adică noi să venim cu propuneri, să ne în urma analizelor pe care ți-am zis că vrem să le facem, vrem să promovăm anumite proiecte și să, bineînțeles că fiecare își dorește să facă majoritatea în Consiliu. Va fi extrem de greu de făcut, deci aici vor fi nevoie de anumite alianțe, înțelegeri și bazat pe ăsta vrem să ne promovăm proiectele și să devenim niște consilieri activi. Deci oameni care lucrează în folosul comunității. Nu să meargă acolo odată la o lună, la două luni, când e cazul, ridică mânuța de două ori, încasează indemnizația mică, mare, cât o fi, pleacă acasă. E foarte simplu în cazul ăsta să fii consilier local, nu te deranjează nimeni mai mult de jumătate de oră pe, sau o oră pe lună. Da? Noi vrem să facem altceva. Adică să venim și să aducem plus valoare pentru Hațel. Ce mă enervează expresia asta? Care? Plus, plus sau valoare? Nu, plus valoare. Sau combinația între plus ele? Plus valoare, eu tot da. Aud la mulți. Plus valoare. Păi, sau ce valoare? Bine, acum tu ai făcut un joc de cuvinte eu... cu plusul, da. Știi? Bun. Da, mă, și cum faceți voi chestia asta? Că e frumos, știi? Și mie mi-ar plăcea să mă duc să fac, să mă înfilme cu... Sos de gorgonzola lângă el, îți dau un exemplu, dar habar n-am să fac chestia asta. Voi cum Corect. O faceți? Cum o facem? Deci, eu să spun că acum gândirea mea e structurată cumva ca în domeniul privat. Deci, fă toată chestia asta cumva ca pe o firmă, da? Trebuie să identifici prima dată care sunt obiectivele, problemele, da? După aceea să vezi cum le adresezi, pentru că acum vorbim un pic și de echipă. Și cum și cui? Și cum și cui. Deci mai ales cui, pentru că vorbim de echipă și acum vorbesc în primul rând strict de echipa plus. Apropo că s-au tot pus întrebări, suntem 21 de membri activi, cu cotizația deci, 21, plătită. Da, 21. Da. V-ați făcut 21 că o trebuie să se înscrie în partid. Nu neapărat, deci ăștia care au venit sunt chiar pe bune. Deci da. Chiar pe bune, chiar au vrut să vină de bună voie. Deci noi nu suntem un partid mare care să aibă ciolenele și din ele să le dea... Copănele. Copănele, da. Așa. Deci ăsta chiar pe bune. Oameni care sunt de diferite vârste, deci de la tineri până la pensionari. Avem destul de multe reprezentativ. Ia, zic ceva de echipa asta. Cine sunt oamenii de pe lista de consilier? Avem oameni care, în primul rând, sunt oameni care au fost implicați în comunitate și până acum. Deci ei n-au apărut de undeva din spuma mării, mai gata, de acum intrăm și noi în politică. Nu, oameni care au avut legătură cu comunitatea, care iar ca reprezentativitate, ca pregătire, sunt extrem de diferiți. De la profesori, ingineri, până la mici meseriași și așa mai departe. Deci avem... Mă, dragule, nume și prenume. Nume și prenume. A, cu nume și prenume? Păi, da. Hai să luăm locul 1. Hai să luăm cine? Așa, pe lista de consilieri, sub semnatul. Deci sub semnatul, da? Deci matale. Exact, cu alte vorbe. Ce, pe tine am înțeles ce zici tu că te recomandă, da. În afară de voce și talent. Hai să vedem la ceilalți. Ce avem în afară de voce și talent? Horațiu Bodea. Da? Ce îl recomandă pe Horațiu? La fel, antreprenor, a construit o afacere de succes, atât în Hațe, cât și în domeniul online. Este unul dintre cele mai mari magazine online din țară pe domeniul cosmeticelor. Are ceva experiență, are dorința de a întoarce acum în comunitate o parte din experiența care a dobândit-o și este unii dintre care mă presează la modul dur de tot cu proiecte, idei, nu mă lasă în pace absolut deloc. Deci nu te lasă în pace în sensul că vrea să faci tu proiecte și idei nu, sau să alea? Le facem. Noi suntem tot timpul păi cu bun, echipă. Aveți vreuna până acum? Idei și proiecte? Da. Foarte multe. Putem discuta de ele sau le lăsăm una, pentru când e în campanie? Una. Le-am pus pe domenii de interes. Cel mai mare domeniu de interes pentru noi va fi turismul sau așa. Unul dintre cele mai importante. Intru mai mult în detalii. Da, să mă oprești când că nu știu intră, cât ne permite eu. Chestia. Te opresc eu când trebuie. E un proiect, de exemplu, în domeniul turismului, e un proiect de care se tot discută de ceva vreme. Nu suntem foarte lămuriți în ce stadiu a ajuns. Înțeleg că s-a alocat și un loc undeva în pădurea Hațelului pentru el. Mă refer aici la proiectul Dino Park.
mi se pare foarte ok ca să văd Hațegan pozându-se la Râșnov, în dinoparcul de la Râșnov, când noi avem aici cam tot ce ne trebuie, de la consultanță până la loc și brand și așa mai departe, că suntem legați de dinozauri, da, fără discuție. Deci ăsta e unul dintre proiectele care trebuie văzut în ce stadiu e, de ce s-a oprit, unde s-a oprit, care sunt motivele pentru care s-a oprit și ce putem noi face cu subiect și predicat ca să ducem acest proiect la bun sfârșit. Îți dai seama, o mare problemă a turismului din Hațeg este dar faptul cine că... cine l-a făcut și cam când s-a oprit? Nu cunosc foarte multe detalii, știu că sunt niște discuții la nivel de primar, nu știu cât de mult au fost adresate după aceea. Au fost niște discuții și legate de anumite finanțări care se pot face pe acest domeniu. Dar are legătură cu geoparcul dinozaurilor și cu astea? Bineînțeles că va avea legătură cu dinoparcul. Nu, are vreo legătură în sensul de e inițiat, de că e cu totul sau e inițiat de administrația publică? Sau nu e inițiat de nimeni, până la urmă? Nu cred că e inițiat, e undeva într-o fază de discuție. E o fază de discuție. Nu, e o fază de povești. Povești, discuție? Păi nu, că dacă doar am vorbit la o cafea odată și pe urmă ne-am mai întâlnit o dată la o cafea între administrația publică locală și nu știu cine. Încă o dată. Și s-a nu terminat, știu detalii, e poveste. Știu doar că a fost generată o discuție și noi ne-am propus să vedem în ce stadiu este, ce demersuri au fost făcute, cu ce putem noi veni și ajuta ca să ducem acest proiect la bun sfârșit. Pentru că o mare problemă a turismului din Hațeg o reprezintă sezonalitatea. Deci noi de la jumătatea lui iulie până la sfârșitul lui august nu mai facem față a fluxului de turiști. Toată lumea se cam laudă așa, care au avut legătură cu administrația, ce bine merge turismul Hațeg. Întrebarea mea este oare ce s-a făcut efectiv pentru turismul din Hațeg și cât din chestia asta nu este cumva contribuția celor care efectiv lucrează acolo. Aia care au pensiunile mici de 2-3 camere, aia care au 2-3... Bun, dar eu nu înțeleg o chestie. Spune. Deci tu îmi spui că sunteți sufocați în anumite perioade de timp. Da. Asta nu trebuie, ar trebui să însemne încasări mari la bugetul local. La bugetul local din aceste încasări, dacă stau să mă gândesc acum, da, ce ar putea merge? Ar merge TVA-ul. Care TVA-ul nu vine direct la... Dar la ce ar merge cotele din impozitul pe salarii și astea merg. TVA-ul îl dă altcineva. Aia zic că ăla depinde dacă îl primești sau nu. Cotele din impozitul pe salarii merge. Da. Merg acolo. Bun, acum... Dar probabil că mulți care au pensiuni n-au angajat. Exact. Sunt foarte multe pensiuni care sunt încă pe proprietar fizic, deci nu sunt pe juridic. Ca să plătească toate chestiile astea, nu mai sunt la curent. Acum, până anul trecut și eu aveam un genul ăsta de pensiune, puteai să plătești direct la ANAF. Știi de ce spun lucrul ăsta? O să pară, o să mă jure ăștia cu pensiune, o să mă jurați voi ăștia cu pensiunile acum. Pentru că, da, tu ai dreptate, să facem Hațegul frumos, să-l dezvoltăm, să nu știu ce, pentru turiști. Da. Care turiștii vine cu banii. Corect. Ca să vine, știi, vine. Vine turiștii. Vin cu banii. Dar din asta nu câștigă cetățeanul Hațegului, câștigă proprietarul de pensiune, care n-are angajați. Păi, nu câștigă direct. Nici primăria, că n-are impozit pe nu știu ce. Și atunci sunt din câți locuitori are Hațegul? Oficial? 12.000. 12.000. Din da, 8.000, 8.000 da. De locuitori, câștigă de fapt maxim 200 care sunt proprietari de pensiuni și de chestii de genul ăsta. Bun, acum cifrele astea nu știu dacă pot fi verificate sau nu, dar hai să spun care este, care, da, foarte clar adică, și okay, aici suntem pe aceeași... Eu ca administrație publică locală vin, investesc da. Pentru turism, să vadă turism, tu să se simtă bine, să se simte bine, da. Să se simte bine și că vine la tine la pensiune. Dar pune vă mâna și tu și angajează pe cineva dacă tot, nu tu. Deci aici e ideea. Acum tot vorbim despre turism de mult știi? Timp și am văzut că unii și-au propus să facă Hațegul destinație turistică. Ghișce din 2015, Hațegul este destinație ecoturistică. A fost un proiect, au fost 10 destinații în toată țara. Hațegul a fost al treilea pe țară, repet, din 2015, care este destinație de ecoturism în România. Avem colegi în cadrul echipei care au lucrat deja, că ajungem la locul 3, este Sandu Bulacu pe lista de consilieri
și nu doar el, dar au lucrat la promovarea turismului prin această asociație de ecoturism și prin multe altele, prin organizare de evenimente, atât sportive cât și culturale. Deci aceste evenimente au adus deja o mulțime de turiști în Hatzeg și da, ai dreptate, aici vrem noi să lucrăm. Deci unul la mână să extindem sezonul. Deci asta este prima chestie care trebuie făcută. Pentru că venind mai mulți oameni, atunci automat cumva se întorc banii ăștia în comunitate. Unul probabil atunci o să merite să-și facă pensiunea de 4 camere, să-și ia un angajat, că nu o să mai poată singur. Și atunci deja o să plătească niște taxe și la bugetul asta local. E ideea. Ăia o să vină să cumpere, acum în Hatzeg, de exemplu, nu găsești nimic suveniruri care să fie, să aibă legătură cu orașul. Nu găsești suveniruri cu dinozauri, nu găsești cu țara Hatzegului. Eu n-am văzut așa ceva. Se poate, deci, în momentul în care apare o chestie de genul ăsta, afacerile se dezvoltă pe orizontală. Și acum mergem mai departe. O altă problemă de care vorbeam erau tinerii. Am auzit o felul de... Funește râsul. Obiectivele astea ar trebui să fie totuși și realiste. Adică nu să vii numai cu promisiuni și să arunci așa niște petarde și, bă, o să rămână tineri în Hatzeg. Vorbind de tineri, tu trebuie în primul rând să lucrezi la educație, să le oferi lor șansele să gândească cu căpșorul lor și să fie, da, și să fie în măsură de a lua anumite decizii. Deci noi ne-am implicat tot așa prin cadrul oamenilor din comunitatea care este în Partidul Plus, să formăm cumva acest tineri. Am organizat pentru ei tabere, am făcut o felul de activități și școlare și extrașcolare care să ajute la o altfel de educație a lor. Am încercat să le dezvoltăm chestia asta cu voluntariatul. Bă, pe mine asta mă enervează. De ce? Adică sunt de acord cu ea până la un anumit punct. Dar la un moment dat mi se pare că ea e un pic împinsă dincolo de voluntariat. Și o formă în care cineva se folosește de altcineva fără a plăti, iar acel cineva prestează servicii din care altcineva are de câștigat. Am prins ideea. Numai o secundă să termin cu ce am vrut să din zic. Din care altcineva are de câștigat. Ok, am prins ideea. Hai să termin cu ce, deci ce am okay început. Deci ok să fii voluntar și să avem chestia răspund asta. Răspund la întrebare, da, rog. Cum pot eu. Deci, întorcându-ne, dacă tu ajuți tinerii să aibă o imagine mai de ansamblu, să aibă un orizont, da? Și după aceea, bineînțeles, le crești și niște condiții de care vorbeam înainte, adică, mai, hai să-ți faci tu afacerea mică în Hatzeg, nu te gândi la fabrici și uzine. A trecut vremea aia, cel puțin pentru Hatzeg, cu parcuri industriale, cu așa mai departe. Chiar tu spuneai într-o emisiune, nu o să mai vină tinerii să lucreze la șaibă pe salariu minim. Și pot să confirm chestia asta. Este din ce în ce mai greu de găsit personal. Și atunci tu trebuie să le oferi și altceva pe lângă. Deci am auzit de ștranduri. Măi, dacă ștrandul ar ține tineri în Hatzeg, Călanul, care are un ștrand și cu apă termală, ar colcăi de tineri, nu? Ceea ce nu cred că se întâmplă. Bine, adică e o condiție necesară, dar nu suficientă. Și acum, la asta vrem noi să lucrăm. Ne întoarcem la ceea ce ai spus la voluntari. Treaba cu voluntariatul este ok până la o anumită limită. Dacă tu iei oamenii aia și folosești, nu e ok, pentru că nu mai e voluntariat. Adică, nu știu cum să o numesc. Nu e sclavagist, că n-are, o face de bunăvoie, dar altul păcălește acolo. Deci am auzit de anumite cazuri în care anumiți voluntari erau sunați și ei primesc parcă o diplomă de voluntariat sau ceva de genul ăsta de la cineva. De la noi n-au primit niciodată. Nu, de la tine. Și erau sunat și spuși că dacă nu participi la așa, nu mai primești tu diploma de voluntar. Mă rog, poate să fie... Nici nu știu ce faci. Nici nu are importanță. Mă rog, probabil, da. Anumite... Dar, repet, acest voluntariat trebuie făcut cu limitele lui de rigoare. Cu limitele de rigoare și cu educația de rigoare. Pentru că tu poți să adun gunoaiele alea cu voluntarii de 10 ori dacă nimeni nu se prinde că n-ar mai trebui să arunce gunoaiele. Corect. Alea. Adică nu mi se pare normal să faci voluntariat, să tot adun după un neam prost, știi, la nesfârșit. Da, asta adică, e, bă, e faci o dată, faci de 2 ori, îi dai lui un exemplu, dar după aia, mă, mai frige-l și pe ăla. Corect. Adi, trebuie să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Doamne ajută! Doamne ajută! Rămâneți cu noi!